crește în instrucții să atâta de echilitatea istoriului, deci și de poziția unor principale. Nu vorbim de oameni, de bulgări, de bulgări, de bulgări, de bulgări, și doresc foarte mult să fim întrebat. Așa cum e, că vrem un cumar, așa că, dacă, după admirabilă prezentare pe care a făcut-o domnul Lagă, cred că nu ne-am întrebat ce să vă mai spun. Decât că am întâlnit, decât am văzut o capră comunist, mă rog, și că la un moment dat scuzeam și noi de nevoie obișnuam de atunci când vedeam pe jos e batalionul 3 sau 5, nu, din zona Maratului sau 9 din zona Argeșului și nu. Lăsați-mă la sfârșit și aștept întrebări. Deocamdată îmi spun și îl fericit pe Sfântul meu profesor, cred că, într-adevăr, și cu debitul a fost de cascadă, dar și prezentarea. Prezentarea a fost impecabilă. Unul din cele mai longevite grupuri de rezistență s-a format practic în 1949, în primăvara anului 1949, după ce ceva oameni din zona Sângerului, din zona Mușcerului, care își dădeau bine seama ca ce înseamnă restaurarea regimului comunist și au simțit ce înseamnă instaurarea regimului comunist și m-aș repetit la două evenimente care au fost o părere mai esențială. Reforma agrară și naționalizarea. Au fost două evenimente care au arătat din trecut cam ce înseamnă acest regim. Deci cei câțiva oameni din zonă care pentru că aveau poziții, nu erau niște oameni foarte bogați, dar erau niște oameni istoriți, intraseră deja în vizorul securității. L-au contactat pe colonelul Arsenescu, un personaj carismatic, extrem de inteligent, aș spune multe elemente controversate în biografia sa. La orice caz a avut inițiativa formării a două grupuri de rezistență, unul în 1948, care s-a destrămat foarte repede și a contribuit la formarea și la organizarea grupului de la Nușoara. Oamenii ăștia s-au întâlnit, au pus câteva lucruri esențiale la punct, ca de exemplu formarea efectivă a grupului. Cine putea să facă parte din grup? Oameni care erau în putere, care erau tineri, care aveau o pregătire, nu neapărat militară, dar erau oameni extrem de familiarizați cu muntele și o rețea foarte mare de oameni care erau ajutat. Exact ce spunea domnul Cleșa, care era esențial. Au venit de luna martie colonelul Arsenescu și până la Muzeul la Iușoara și au început efectiv alegerea acestor oameni și formarea grupului. Inițial, în grup, au fost 16 persoane, dintre care 4 femei. Subliniez rolul esențial al femeilor, nu numai a celor 4 care au fost în grup, și nu toate au rezistat până în 1958, în ultimii supraviețuitori au fost arestați. Una singură a supraviețuit până atunci, dar rolul lor esențial în ajutarea cu alimente, cu tot ce trebuia în ajutarea membrilor grupului. Și dacă aveți curiozitatea, să vă uitați pe un site care se cheamă eroinelușoara.ro, o să vedeți felul în care aceste 34 de femei, în total, s-au implicat în ajutorarea și, efectiv, au făcut parte din grupul de rezistență. Lucrurile s-au precipitat foarte mult pentru că, pe de parte, nu mai oamenii din sat s-au organizat fiind sfătuiți și sprijiniți de preoții și învățătorii din sat.
lucrul ăsta mi se pare esențial. Mi se pare esențială legătura pe care acești lideri spirituali au avut-o tot timpul cu oamenii din sat. Erau sfătuitorii lor de zeci de ani. Îi cunoșteau, îi puteau și selecta pe oameni. Știau că liderii pe care Partidul Comunist îi pusese ca fiind liderii, mă rog, administrativi ai statului, nu erau nici cei mai vrednici, din cauza aceasta nu erau nici cei mai înstăriți și cei oameni ținau foarte mult cont de părerea învățătorilor și a preoților lor. Deci aceștia au fost cei care au organizat această rețea foarte mare de ajutorare și care nu au ezitat nicio clipă să facă lucrul ăsta, indiferent cât erau ei de expuși sau familiile lor. Pe de altă parte, securitatea a aflat foarte repede că s-au organizat un asemenea grup și au și trimis un batalion de soldați încă în 1949, când au avut loc și prima confruntare. Bine, partizanii au reușit să scape din această prima confruntare. Faptul că au fost împușcați doi soldați din cei șase care au intrat ca să prindă partizanii în casa Năuțoiu a fost fatal pentru ei, pentru că au făcut ca condamnările, primele condamnări pe care le-au avut în consumacie, toți partizanii au fost judecați, să fie foarte mari și bineînțeles să facă să devină scopul principal al securității, ca să prindă acest grup de oameni. Foarte repede, mergând, sigur că 16 oameni era greu să se adăpostească, era greu să se hrănească și atunci a existat o primă divizare. Pe de altă parte, exista și o problemă de abordare a relațiilor cu oamenii. Toma Năuțoiu era unul din zone, cunoștea pe cei din sat. El nu avea nevoie să aibă relații ca în armată cu oamenii pe care îi cunoșteau. Colonelul Arsenescu era un alt gen de militar. Nu era un om din sat, simțea nevoia să aibă această autoritate asupra oamenilor. S-au despărțit la un moment dat, o parte a rămas cu Toma Năuțoiu, cealaltă parte a rămas cu colonelul Arsenescu. Colonelul Arsenescu a și părăsit altă zona în anul 1949 și asta a spus 11 ani până a fost prins. A fost un moment decisiv pentru existența grupului, dar și un moment în care cei rămași alături de colonelul Arsenescu au fost rând arestați pentru că ei, de fapt, nu mai aveau un titel și nu știau prea bine ce să facă. După foarte puțin timp, a fost evident că o conflagrație care se schimbe peisajul politic din partea asta de Europa și, bineînțeles, din România, nu va exista. Puținele elemente pe care le-au avut atunci când au crezut că existența unor asemenea grupuri și existența grupului de la Mușoara ar putea să contribuie cumva la căderea regimului, erau puține, cred că se bazau mai mult pe speranța oamenilor de a nu crede că un asemenea regim poate să dăinuie prea mult. A fost evident că nu se va întâmpla mare lucru și atunci, de fapt, toată existența lor a început să fie o luptă defensivă. Batalioane de securitate erau tot timpul duse în munții Făgăraș și erau deja două grupuri, și cel al lui Gavrilo Goreanu și acesta care trebuiau reprimate. Deci partizanii ce puteau să facă erau să se retragă și să nu fie prinși în aceste acțiuni ale securității care erau de o amploare nemaipomenită față de numărul oamenilor care formau aceste grupuri. Sigur că ar fi interesant de văzut puțin faptul că securitatea, pe măsură ce ani treceau și vedeau că nu pot captura acești oameni, și-a transformat pe timpul metodele. Deci de la aduce batalioane și batalioane de oameni, de soldați, mulți erau soldați interni, deci care se speriau ei la primul foșnic care apărea dintr-un tufiș, au început
presiunile asupra familiilor care au rămas în sat, asupra celor pe care i-au descoperit că îi ajutau pe partizani. Au început presiunile ca acești oameni să colaboreze cu programele de securitate. Arestări, bineînțeles, condamnări, și oamenii totuși au rezistat. Cei care au fost închiși în primul val și care au mers în închisoare pentru câțiva ani, au lăsat în urma lor membrii ai familiilor care au continuat să-i ajute pe partizani. Aș mai vrea să vă spun că existau totuși reguli foarte stricte pe care oamenii care făceau parte din grupul de partizani trebuiau să le respecte. În primul rând, ei trebuiau să aibă un lider pe care să-l recunoască. Trebuiau să-și calculeze foarte bine acțiunile pe care le aveau. Nu trebuiau să provoace lupte atunci când întâlneau armată și soldați, pentru că niciodată nu știai dacă sunt 5 sau 6 și în urma lor nu vin alte grupe și alte grupe de soldați. Deci erau reguli extrem de stricte, erau o viață de pasiuni nenumărate. Au rămas documente scrise de pe urma partizanilor. Unul din membrii grupului, Constantin Jubleanu, a lăsat chiar un jurnal în care povestește ce mâncau în timpul iernii, cum arătau locurile în care se ascundeau. Iar în momentul în care părinții lui Maria și Titul Jubleanu au fost arestați în 1950, securitatea practic a putut să vadă și să găsească toate aceste locuri. Este ceea ce găsim astăzi în dosarele securității, fotografiile, felul cum arată, cum arătau aceste adăposturi, cum arătau obiectele pe care le folosau, au fost găsite atunci când Titul Jubleanu a arestat fiind după ce soția lui a fost împușcată în schimb de acolo cu grupele securitate, a fost nevoit să arate aceste lucruri. Și s-a întâlnit pe un alt site, dacă vreți să vedeți, tomanorveu.ro, o întreagă expoziție, sunt 74 de imagini ale oamenilor și ale locurilor, așa cum arătau și cum au fost imortalizate și lăsate de securitate în dosare. Securitatea a reușit să prindă pe ultimii supraviețuitori acestui grup, abia în 1958, după ce un plan de o călășire fără margini a fost pus la punct și creatorul acestui plan era chiar generalul Greșiță, cel care nu a convenit și după 90 să ne spună și să se laude inclusiv cum s-a purtat cu acești oameni. Planul a fost extrem de simplu. Dacă mulțimea soldaților prezenți nu a reușit să facă nimic, dacă faptul că aveau obligația să racoleze informator nu a dus la mare lucru, atunci au renunțat la aceste metode evidente care puteau să pună lumea în defensivă. Și planul a imaginat un lucru simplu. Au introdus un agent care trebuia să intre în anturajul a două femei care au ajutat neîntrerupt grupul de partizani. Două femei eroice, Marina Chirca și Ana Simion, sora ei, și trebuiau, mai ales pe Ana Simion, de o vizare de lucrurile acestui agent, trebuiau să intre în viață, să vadă îndeaproape care erau mișcările, cum reușeau ele să primată vești partizanilor, să-i ajute cu mâncare, să le fie de ajutor. Planul a reușit cu greu, Ana Simion, până la urmă a fost convinsă de acest om că o aloare în asta, a fost scoasă din zona comunei ușoară ca să nu se știe că va fi anchetată și să nu se știe că securitatea a prins acest element important din ajutarea partizanilor. Și a ajutat chiar personal de Creșiță într-un mod bestial. Ea povestește
în fine cum s-au pregătit lucrurile. Dă două nume a unor oameni care, pe care securitatea nu îi intuise că îi ajutau pe partizani, un preot și pe Grigore Poinăreanu, omul care, de fapt, a și acceptat să ajute securitatea, fiind și angajat. Era un om care avea anumite vicii și securitatea a promis că nu va fi arestat dacă reușește să îl prindă pe partizani. Și a făcut acest troc cu securitatea și a reușit, printr-o manevră bine pusă la punct, în 19 mai, când Toma Noțoi și fratele lui au venit ca să ia de la el niște alimente și niște obiecte, a insistat foarte mult să dea împreună un pahar cu țuică și țuica aceea avea o substanță care este descrisă tot într-un document al securității, l-am găsit într-un dosar de la CELESAS, avea un efect tranquilizant foarte puternic, nu avea miros, nu avea culoare. Deci a făcut acest lucru și în felul ăsta Toma și Petra Năuțoi au putut fi arestați. Au fost duși la locul unde era ascunzătoarea lor. Era ca un fel de peșteră de o înălțime, unde înăuntru mai era Maria Prop, cu copilul ei și cu Constantin Lucleanu, tânărul care vă spuneam că a ținut și un jurnal, au fost somați să se predea, s-au predat. Erau absolut înconjurați de armată. Fotografiile sunt extrem de dramatice. Cele care au fost păstrate în dosare și în felul ăsta s-a încheiat această epopee de 10 ani de supraviețuire în condiții greu de imaginat. Sigur că pe urmă a urmat un an de anchetă. Anchetele, ne dăm seama cum au fost după numărul de ore, care în cele mai multe dintre ele sunt indicate în procesul verbal. Au fost anchete de 4-5 ore cele mai multe, dar au fost anchete de 10 ore, de 14 ore, de 17 ore, de 21 de ore. Ne putem imagina cam ce însemnau anchete de 17 ore, când omul pornea prin a nu spune mai nimic și scășea prin a spune din ce în ce mai multe lucruri. După acest an de anchetă, primul loc a și fost judecat. Judecata a mers fără probleme. În 1959, în mai, a început procesul. Bineînțeles, recursul a fost respins. Ar fi interesant să vă spun că plădoaria avocaților aproape nu existau. Erau avocați în oficiu care erau puși să apere acești oameni care nu aveau scăpare și care nu puteau să facă mai nimic pentru ei decât dacă ar fi riscat să-și pună viața în pericol. Și în felul ăsta, lucrurile s-au sfârșit foarte repede, încât după ce cererile lor de comutare a pedepsei, pentru că toți au fost condamnați la moarte, cei mai importanți, 16 oameni care au fost găsiți cei mai buni, cei mai vinovați, au fost condamnați la moarte, după ce cererile lor de comutare a pedepsei au fost respinse de Marea Adunare Națională, am meritat să vă spun că era condus atunci de Ion Gheorghe Maurer, cel pe care Lumea Comunistă l-a considerat tot timpul un intelectual cu vederi mai liberale și mai, dar și mai umane. El era președintele Marea Adunare Națională. Deci, când ei au respins cererile de comutare a pedepsei, în 19 iulie au fost toți executați la Jirava. Sigur că, așa cum spunea și Iucleșa, dramele au continuat la nivelul familiilor lor, pentru că nu a scăpat, practic, nimeni din familia celor implicați care să nu fie arestat. Familia Chirca, de exemplu, era, a dispărut, practic, din sat. La fel, familia Drăgoi, mai vorbesc de familia Năuțoi, în care un singur om n-a fost arestat. Deci, practic, familiile astea au fost,
au fost decimate pentru câțiva ani, toți membrii din practic închiși. Și iar cei executați, probabil că familiile lor au avut de suferit și mai mult. În felul ăsta, în fine, s-a încheiat epopea acestui grup, care a reușit să reziste timp de 10 ani. În felul ăsta, dramatic. Noi, pentru că se vorba de felul în care lumea știe despre grupurile de rezistență, probabil tipul cel mai mediatizat a fost cel al Elisabeth Elizea, din păcate. Și felul în care a fost chipul ei mediatizat a fost așa cam jurnalistic, aș spune, pentru că ea era o povestitoare extraordinară și atunci cel care o intervieva de multe ori nici nu știa nimic, nu știa ce se întâmplă, pentru că ea își povestea povestea și durerea cu o frenezie extraordinară și extrem de viu. Dar au fost oameni care au povestit absolut de dramatism fără egal, ca Ana Simion, care a trăit până la 90 de ani stigmatizată în sat, toată lumea a știut la un moment dat și-a dat seama că bărbatul ăla care au abandonat-o era un agent, dar stigmatul a rămas cumva într-o lume rurală cu o anumită morală, la fel Marina Firca, sora ei, care a vorbit cu fiul ei, care erau minori, au fost arestați, cu soțul ei a fost arestat și după a avut ani și ani de domiciliu obligatoriu. Deci rămân dramele astea pe care oamenii nu le știu, ar merita să le știe ca să, măcar să stimuleze puțin sensibilitatea noastră față de destinul unor oameni care au fost extrem de curajoși, care n-au tăcut, cum am tăcut noi, care n-au crezut că pot schimba ceva și în orice caz nu și-au pierdut nici credința, nici speranța într-un mai bine al lumii este. Dacă aveți nevoie, asta la explorație.